vara lui 2019 am fost la Wolfsburg în Germania să văd Volkswagen ID3 în premieră mondială. Acum sunt la Craiova și am să vă spun totul despre primul produs ID al grupului Wagen. Înainte de toate, hai să vedem ce primești când îți cumperi un Volkswagen ID3. În primul rând, un card pentru stațiile de încărcare din rețeaua WeCharge. Nu merge în România deocamdată. Mai primești o pereche de șosete în culorile în care a fost ID3 camuflat la început. O cârpă pentru a șterge ecranul de infotainment. Un cablu ce are toate tipurile de conexiuni, USB-C, USB normal, Lightning, USB-C pentru telefon și are LED, se luminează și arată foarte bine la interior. Și semințe, ei zic wildflowers, seed ball of wildflowers, să plantezi un copac la tine în curte ca să arăți că ești într-adevăr o persoană ecologică și atentă cu mediul. Acesta este pachetul pe care orice client Volkswagen ID3 îl primește la livrarea mașinii. Și acum hai să vorbim despre dimensiuni. Am spus că ID3 este puțin mai scurt decât un Golf 8, dar are un apartament mult mai mare. Asta ajută la spațiul interior, dar ajută și la amplasarea bateriilor. Interesant este că platforma asta este una cu motor spate și tracțiune spate. Bateriile sunt montate aici, iar în față sunt sistemele auxiliare. Aceasta o face foarte, foarte spațioasă și permite amplasarea diverselor categorii de baterii, pentru că ID3 și alte modele construite pe această platformă vor avea mai multe opțiuni de baterie și de motor. Și din acest motiv, deși pe față avem suspensie independentă și pe spate avem tot multilink independentă, frânele spate sunt cu tamburi. Asta pentru că mașina folosește regenerarea foarte, foarte multă, o regenerare foarte puternică și discurile ar rugini de la nefolosire. Și de aceasta au ales frâne pe tambur pe spate. Spre deosebire de alte modele electrice care au motorul amplasat median sau în spate, aici nu avem un franc, un portbagaj din acesta față. Avem doar sistemele electrice auxiliare ale mașinii, lichidul de parbriz, lichidul de răcire și așa mai departe. Deci nu avem mare lucru să vă arătăm, motorul este în spate. Și unde e făcută mașina asta? Este făcută în fabrica de la Zwickau, unde se făcea Trabantul. Și în prezent se fabrică ID3, ID4 o să se fabrice, ca și caroseriile pentru Bentley Bentayga și Lamborghini Urus. Noi avem aici o ediție ID3 First, asta pentru că primele exemplare ID3 First vin într-o singură combinație de motor, baterie și cu trei echipări diferite, sau mă rog, trei pachete de echipări diferite. ID3 First are un preț de pornire la noi în țară de puțin peste 35.000 de euro în echiparea de bază, iar noi avem aici echiparea următoare plus, mai există una peste care se numește Max și costă în plus 8.000 de euro față de versiunea normală. Ceea ce înseamnă că costă 43.000 de euro. Dacă vrei să o iei cu Rabla și Rabla Plus, mai scazi 10.500 de euro din acest preț. Dar uitați-vă câta lista de opționale aduce pachetul First Plus. Printre care, farul Matrix LED, jante de 19 inci, volan încălzit, scaun încălzit, bancheta rabatabilă, sistem de navigație Pro cu streaming și internet, o grămadă de dotări, care eu zic că merită banii, dar varianta de bază este puțin mai slabă echipată, tocmai pentru a fi la un preț accesibil. Cu 24.000 de euro, cam așa, îți iei o mașină electrică ce are autonomie de 420 de kilometri, iar la noi în țară nu prea mai primești atâta autonomie pentru atâția bani dați pe mașină.
Nu știu vouă, dar mie îmi place culoarea aceasta Machina turcoaz, care a fost și culoarea de lansare și culoarea în care a fost mașina când am fost eu să o văd la Wolfsburg. Mașina de față ne-a fost încredințată de către Serpico Craiova, dealer Volkswagen. Au fost foarte amabili, ne-au lăsat să prezentăm mașina. Din păcate, trebuia să o filmăm afară, dar ne-a prins ploaia și ne-am băgat într-o parcare. Dacă mașina vi se pare un pic murdărică, ne cerem scuze. Dacă vrei un ID3 nou, un Volkswagen nou sau orice mașină nouă, intră pe autovantage.ro, locul unde compari ofertele de la dealer și primești un preț corect pentru viitoarea ta mașină nouă. Ajungem și la portbagaj. Apropo, observăm, luneta este destul de mică, o să vedem cum stăm cu vizibilitatea la partea de condus. Deschidem portbagajul. Primul lucru pe care îl observăm este că acest haion se deschide în jurul farurilor. E un design foarte interesant. Avem un volum de 385 de litri. Având în vedere că mașina are motorul amplasat pe undeva pe aici, tot are un portbagaj mai mare decât al Golfului, care are 380 de litri. Este bine compartimentată, e o deschidere destul de mare, dar marginea de încărcare s-ar putea să fie un pic prea înaltă dacă ai niște bagaje puțin mai grele. Ai 5 puncte de ancorare, 2 cârlige pentru plase, o priză de 12V, evident să-ți încarci o ladă frigorifică sau alte obiecte. Nu avem o podea falsă, deschidem aici, găsim un compartiment pentru un cablu de încărcare și o trusă de scule. Și dacă vrei să rabatezi bancheta, faci foarte simplu. Deja nu mai există mașini la care bancheta se desface greu. Pur și simplu tragi de un buton, pac, și după aia ai pus-o la loc. Ajungem și la interior imediat, dar hai să vorbim despre motorizare și baterie. ID3 First, am spus, vine într-o singură combinație. 204 cai putere, destul de mult, 58 kWh baterie, capacitate netă. Ea are o capacitate de 62 brută, dar capacitatea netă este de 58 de kWh. Volkswagen este printre singurii producători care menționează cifrele de capacitate netă. Principalul rival al acestei mașini este Nissan Leaf, în varianta de top, cea cu baterie de 62 kWh brută, la fel ca aceasta, dar are o capacitate netă mai mică și care are 218 cai putere. Însă, Nissanul Leaf, în acea configurație, este mai scump decât Volkswagen ID3, cu ceva mii de euro bune. Pe viitor, o să fie și o variantă de bază, cu 145 de cai putere și o baterie netă de 45 de kWh, care va asigura o autonomie de 330 de km. Aici avem o autonomie declarată VLTP de 420 de km și pe viitor va fi și varianta de 204 cai putere și baterie netă de 77 kWh și capacitate brută de 82 kWh. 77 de kWh pe o mașină de dimensiunile acestea este o cifră fantastică și o va propulsa la 550 de km autonomie VLTP. O autonomie destul de realizabilă dacă nu exagerez cu pedala de accelerație. 550 de km. Cei drept va fi și mai scumpă și mai grea. Deja avem o greutate, o masă proprie destul de mare. 1730 de kg la gol. Versiunea de bază, cea cu baterie de 44-45, evident va fi mai ușoară. Dar la orice electrică, mai ales una cu o baterie foarte mare, masa se resimte. Și cam 400 de kg ar avea bateria aceasta. Nu am găsit cifra exactă, dar dacă unele mai mici au 340-350 de kg, aici se apropie deja de 400 de kg. Și când te duci la benzinărie, glumesc, nu te duci la benzinărie, te duci tu ori la o stație de încărcare, ori încarci acasă. Și avem clasicele porturi Type 2 pentru încărcări de până la 11 kW și Combined Charging System CCS cu curent direct pentru încărcări de până la 100 de kW. Și dacă o încarci de la 0 la 100 la o priză de 220 acasă, se încarcă în 29 de ore și 45 de minute. Dacă o încarci la 11 kW, se încarcă în 6 ore și 15 minute. Și dacă o încarci la 100 de kW,
o ai încărcată gata în mai puțin de o oră. Dar e cam greu să găsești stații de 100 de kW la noi. Sunt, dar nu sunt chiar peste tot. De exemplu, în Craiova, cea mai puternică stație are 75 de kW și se găsește chiar la Serpico, la reprezentanță. Și ăsta e interiorul lui ID3. Pare simplu, dar este destul de futurist, nu prea are multe butoane fizice, dar revenim la asta. Începem cu poziția la volan. Parbrizul este destul de mare și foarte înclinat, cum este la toate mașinile care au un specific aerodinamic din acesta atenuat. Stâlpul A a fost împărțit în două bucăți, a fost despărțit de această bucată de sticlă pentru a avea vizibilitate ceva mai bună. Poziția la volan și o reglez destul de ușor. Mașina are volan telescopic și reglaj atât morții ei. Și mă enervează. Hai încă o dată de la stâlpul A, da? Stâlpul A a fost împărțit în două bucăți diferite și este despărțit de această bucată de sticlă pentru vizibilitate ceva mai bună. Poziția la volan ți-o reglezi destul de ușor și observăm că ai reglaj atât pe înălțime cât și pe adâncime și ceasurile de bord, tabloul de bord digital ce include și schimbătorul de viteze ce seamănă cu cel de la BMW i3 se mișcă odată cu volanul. Scaunele sunt cam tipice de Volkswagen, cu un șezut ceva mai lunguieț, destul de confortabile, dar sunt puțin rigide și cu susținere laterală suficient de bună. Și observăm că nu avem o cotieră normală, avem două cotiere subțiri. Asta pentru că nu au putut să ridice consola centrală foarte mult și dacă vrei să-l reglezi mai mult, poți să-l reglezi ori așa, ori așa, ori așa. Și cel puțin pentru mine, care sunt o persoană scundă și nu ajung de obicei la o cotieră normală, că trebuie să-mi dau scaunul foarte în față, este util. Și acum să începem cu spațiile de depozitare. Pentru că nu avem consolă centrală, nu avem schimbători de viteze aici în mijloc, cabina pare în general foarte irisită. Avem buzunarele fețelor de uși, care sunt destul de mari în față și căptușite cu un material ca să nu-ți drângăne cheile. Apropo de chei, hai să arătăm și cheia. Asta este cheia de la ID3. Arată foarte bine, se simte de calitate, are o greutate bună și este din metal. Continuăm cu spațiile de depozitare. În centru avem aici o plasă pentru telefon sau pentru alte obiecte, dar o să arăt cu telefonul. Poți să spui telefonul aici. Două suporturi de pahare, foarte în față, destul de ergonomic amplasate. Un spațiu de depozitare aici, în mijloc, pentru telefon. Și dacă ai și un portofel, de exemplu, poți să-l pui aici. Poți să desfaci cu totul această tăviță dacă îți dorești sau să o muți. Punem telefonul la loc și aici unde normal ar fi cotiera avem două prize USB-C și un spațiu de depozitare destul de mare. Adică poți să spui telefon, portofel, acte și așa mai departe și ai acest despărțitor pe care tu poți să-l muți dintr-o parte în alta și să ai spațiu cum ți-l dorești tu. Adică să ai patru moduri, patru poziții fixe în care poți să pui despărțitorul în cazul în care, de exemplu, vrei să spui telefonul aici și să-l sprijini așa. Și acest spațiu de depozitare se închide. Și mai avem și torpedoul care este nu este el foarte mare, nu este căptușit, dar pentru o mașină normală este ok. Și evident, inscripția ID3 First aici. Poziția la volan este destul de înăltuță, este mai înaltă decât la un Golf normal. Aici poate fi un avantaj, poate fi un dezavantaj, depinde cum îți place să conduci. Ce am observat, pentru că nu poți să lauzi o mașină la nesfârșit, trebuie să spunem și câteva puncte negative. De exemplu, materialele folosite, deși pe alocuri sunt moi, cum ar fi aici la mânerul de ușă sau aici în partea superioară a bordului, în alte părți materialele sunt destul de tari. Aceasta a fost o decizie conștientă luată de Volkswagen pentru a mai coborî puțin prețul ID3-ului, care oricum are un preț destul de bun pentru ce oferă mașina ca și mașină electrică, baterie mare, putere mare, și au trebuit să taie de undeva, nu puteau să pună materiale moi peste tot, pentru că altfel ar fi crescut prețul foarte, foarte mult. Și acest piano black, ce
împânzește interiorul, se murdărește destul de ușor. Noroc că îți dă Volkswagen acea cârpiță din microfibre ca să ștergi, dacă ai nevoie vreodată, să ștergi ecranul și să ștergi acest piano black. Arată bine, dar se murdărește destul de ușor și se zgârie destul de ușor, așa că atenție, nu neapărat la această mașină, la orice mașină ce are piano black, că se zgârie foarte ușor. Butoanele de geamuri sunt apăsate evident pe uși, de geamuri și de oglinzi, dar avem aici o combinație de butoane tactile și butoane fizice. Nu avem două geamuri electrice, evident, avem patru. Dar dacă vrei să comuți pe geamurile spate, trebuie să dai swipe aici și pac, ai trecut la geamurile spate. Necesită un pic de obișnuință, nu știu dacă ai făcut pentru minimalism sau ai făcut pentru cost cutting. Butoanele pentru faruri sunt amplasate în stânga tabloului de bord și sunt tot așa cu touch și selectez modul de aici. Farurile de ceață, front, back și așa mai departe. Dacă le lași pe auto, deja nu mai contează, nu vei umbla foarte des pe aici. Și aici sunt și butoanele pentru dezaburire, dacă nu le găsești pe undeva pe aici, ține minte că sunt în stânga. Și acum avem tabloul de bord și o să-l ridic eu puțin ca să se vadă mai bine, unde ai toate informațiile de care avea nevoie. Și poți modifica de aici, poți modifica un pic ecranul să ai ce informații vrei. De exemplu, dacă vrei tempomatul adaptiv cu viteza și mașina din față, distanța față de mașina din față, poți modifica așa. În rest ai viteza, treapta de viteză și de aici schimbi totul. Ai aici butonul de P de la park, o pui în drive așa sau în modul braking, în punctul mort. Poți să o pui în mers în punctul mort. Nu am întâlnit multe mașini electrice această opțiune și așa o treci în marș arier. Și dacă trecem, dacă tot am trecut în marș arier, observăm și camera de luat vederi care este la o rezoluție destul de mare și ai mai multe unghiuri. Ai două unghiuri, un wide și unul normal. Și evident poți seta contrastul, luminozitatea și cromatica dacă vrei. Dar revenim la acest ecran mai târziu. Revenind la volan, ai foarte, foarte multe comenzi. De exemplu, aici ai comenzile pentru tempomatul adaptiv sau limitatorul de viteză. De exemplu, dacă o trecem în modul drive se poate. Nici acum, trebuie să fii în mișcare. Pentru tempomatul adaptiv, în dreapta ai butoanele pentru ecran, pentru schimbarea melodiei, volum și comenzile vocale. Cam ăștia sunt. Ele sunt cu touch, de exemplu, dar poți să le și apeși. Și primești un feedback din acesta haptic, dar feedback-ul are un pic de întârziere și până te obișnuiești cu acest feedback, ele n-au click-ul lor. Trebuie să aștepți feedback-ul, doar miști de această plăcuță cu butoane. Seamănă cu noile volane de la Golf 8 și Passat, dar sunt un pic diferite și evident inscripția First aici. Înainte să trecem la infotainment, vreau să vă arăt o chestie. Pedalele au inscripționate play și pauză, ca și când asta ar fi o jucărie, nu ar fi o mașină. Când intri în mașină, mașina recunoaște că ai intrat, te-ai pus pe scaun și se pornește singură. Și după aceea, când tu deschizi ușa și te ridici pe scaun, mașina se închide singură. Nu ai nevoie să apeși pe butonul de start decât în condițiile în care, nu știu, e mașina oprită și tu vrei să pornești toate sistemele. În rest, nu folosești butonul de start niciodată, cu atât mai mult cel de stop. Ajungem la această tabletă, care, deși are un ecran foarte mare, nu are butoane fizice. Hai să începem cu butoanele climatizării, care sunt aici. Așa selectezi temperatura. Evident, tu poți să ai aici meniu de climă, dar dacă vrei să selectezi temperatura doar așa la o apăsare de buton, o poți face foarte, foarte ușor. Ai un buton pentru camere, dacă vrei, de exemplu, să vezi. Evident, toate sunt cu touch, să ai camera și senzorii de parcare. O scurtătură pentru sistemele de asistență. Ai tempomat adaptiv cu frânare, recunoașterea unghiului mort și așa mai departe. Ai o grămadă. Detector de oboseală, recunoașterea semnelor de circulație și le poți regla de aici. Și aici, pentru modurile de condus. Eco, confort, sport și individual. Și aici un X prin care poți să ieși.
Și dacă vrei să intri în sistemul de infotainment, în meniul principal, ai aici un buton cum erau pe vremuri la iPhone-uri. Acest meniu central seamănă cu cel de la Apple CarPlay și aici mai ai niște widget-uri cu scurtături, dar aici sunt aplicațiile principale. Și ai telefon, radio, navigație, ia să vedem și navigația. Hartă, ia să vedem. Aici suntem noi în prezent. Autovehicul și aici ai gradul de încărcare. Câteva setări pentru mașină. Frâne. Lumini, confort. Ai o grămadă de setări, nu intrăm în ele acum. Starea autovehiculului, range-ul, presiunea și intervalul de service. Și aici avem datele de drum, distanța parcursă, viteza medie și consumul mediu. Mașina are un consum mediu mult mai mic decât atât, dar noi am stat cu motorul pornit foarte mult și s-a consumat curent, că nici nu am parcurs o distanță foarte, foarte mare de când am resetat eu computerul de bord. Poți atinge, dacă ești atent cu pedala de accelerație, poți atinge autonomia de 420 de km la oră, poți chiar să o depășești uneori, dacă ești și mai atent. Revenind, setările de sunet, le avem aici. Asistență, dacă ai nevoie de asistență pentru a manevra ecranul, că este destul de complicat și necesită un pic de obișnuință. Setup, sistemele de asistență pe care le-am arătat mai devreme. Informații, iluminat ambiental, pentru că mașina are 30 de culori de luminozitate ambientală, dar are și scurtături, de exemplu, și în buzunarele ușilor ai iluminarea ambientală și aici. Apropo, avem și banda IQ Light, de exemplu când pornești mașina se face albastră sau când ai o destinație la navigație se face albastră și îți spune ia-o la dreapta sau ia-o la stânga, atunci când te recunoaște un obstacol în față și e un pericol se face roșu și așa mai departe. Euphoria, Vitality și așa mai departe. Și climatizarea în staționare. Dacă vrei să selectezi ora de plecare și să selectezi o temperatură, e frig afară, vrei să fie cald în mașină, o selectezi de aici. Cam acesta este sistemul de infotainment. Are Android Auto și Apple CarPlay Wireless, dar edițiile ID3 First le vor primi într-un update de soft ulterior. Nu le au acum prezente pe mașină. Scaunele față sunt puse pentru o persoană de 1,83. Asta înseamnă să ai ampatament mare, pentru că ai spațiu la picioare foarte mare. Și la cap este destul de ok, pentru că mașina este destul de înaltă. Ce am observat? Pentru că ai motorul electric aici, sub bancheta spate, bancheta nu este poziționată orizontal, este poziționată un pic la unghi. Și nu este deranjant, dar se simte acest lucru. Îmi place că te înfunzi în scaune și ai suport lateral și sunt profilate spătarele. Și că ai un confort cât de cât destul de bun. Avem aceleași materiale și în spate, piano black și materiale ceva mai tari, dar aici avem imitație de piele care este mai moale. Buzunarele fețelor de uși sunt destul de spațioase pentru unele din spate. Ai loc pentru o sticlă de 0.5 și alte obiecte. Două prize USB-C în spate. Această mașină nu are prize USB, are prize USB-C, pentru că suntem în 2020 și se presupune că mașina, dacă o ții 10 ani, trebuie să o faci future-proof. Neavând aici un tunel median, poți să treci foarte ușor în mijloc și ai loc și aici în mijloc. Într-adevăr, aici acest al treilea loc este destul de tare, nu recomand să mergi la drum lung, poți să mergi la drum lung, dar nu este recomandabil. Varianta de 77 de kWh, cea cu autonomie mare, nu va avea 5 locuri, va avea 4 locuri, va avea altă banchetă. Ai 3 suporturi de pahare aici și un lăcaș pentru schiuri dacă vrei să transporti obiecte lungi sau schiuri. Nu știu dacă am spus, dar tetierele sunt foarte, foarte moi și incredibil de confortabile. Sunt de cele mai bune tetiere pe care le-am simțit în spate la o mașină. Avem mânere la toate cele patru uși, nu ca la noul Polo unde nu are niciun mâner. Și luminile, la fel ca și în față, sunt cu touch. Tot ce trebuie să faci e să dai swipe.
Când intri în mașină și vrei să pleci, tot ce trebuie să faci este să apeși pedala de frână și mașina pornește la viață și se aprinde luminița aceea, ID Light. Apoi când ai trecut-o în drive, auzi un sunet și ID Light se aprinde toată banda LED așa frumos. Am pornit pe modul Eco. Să vedem cum merge mașina pe modul Eco. Aceasta este fântâna arteziană unde a căzut un coleg de-al meu în clasa a doua. Pe în zona asta am copilărit eu. Nu aș fi crezut că prima dată când conduc Volkswagen V3 ar fi chiar în Craiova. Și acum hai să mergem la drum. Vizibilitatea în față este bună, poziția la volan este înaltă, volanul se simte foarte bine, nu este nici foarte gros, nici foarte subțire, are mici decupaje pentru degete. Suspensia este setată destul, nu destul, e un pic rigidă. Mașinile electrice trebuie să fie setate puțin rigide pentru că au masa foarte mare și trebuie contracarat rulul. Dar deși se simte un pic fermă, se simte așa un pic mai fermă decât la Golf 8, denivelările le absorbe bine și destul de silențios, gurile de canal, gropițele, le absorbe destul de bine. Poziția la volan este bună, n-am ce să-i reproșez. Scaunele au susținere laterală suficientă, ba chiar bună. Pe strada asta am copilărit eu, aici a fost blocul unde stăteam eu pe partea cealaltă. Wow! Și mașina, deci când iei primul viraj, atunci îți reamintești că mașina e de fapt tracțiune spate și motor spate. Nu știu cum este distribuția greutății, nu este în niciun caz 50-50, s-ar putea să fie un pic mai mult pe spate, dar mașina se simte aproape ca un BMW, așa se fac o mașină cu tracțiune spate. Avem un diametru de bracaj de 10,2 metri, identic cu Nissan Leaf, dar mai mic decât alte modele din clasă. Și este foarte manevrabilă, o simți, simți că nu ai greutate pe față, simți că nu ai motor pe față și atunci când intri în viraj, de fapt hai să o luăm în față, simți când intri în viraj că mașina dorește să vireze, că are greutatea pe spate și ca un pendul, fața virează și spatele o urmează așa. Răspuns la pedală în modul confort, este ok, se vede că nu ai toată puterea disponibilă, dar pentru mersul în oraș este foarte ok. Și dacă vrei să treci din modul drive în modul braking, tot ce trebuie să faci e să umbli de aici. Când vrei ca mașina să meargă mult, să fie gen coasting, o ții în drive. Dacă vrei să regenereze și să mergi în oraș, mai bine e să mergi în modul braking. Dar e foarte ușor de schimbat, de exemplu, dacă se apropie un semafor și tu ai ceva viteză și vrei să oprești, apeși direct pe braking. Interesant este că poți să o pui în modul neutru, ceea ce nu știu de ce au făcut acest lucru. Nu dau seama, stai că trece poliția. Așa o treci pe parc cu piciorul pe frână. Ce să vă mai... Ok, aici luăm pauză, o să taie Dan și acum se facem stânga când pornim. O trecem în modul confort și mergem tot pe... Gata, ready. Deja pe modul confort, în afară de răspunsul la pedală și faptul că ai puțin mai multă putere, diferența nu e foarte mare. În sensul că direcția e trecută pe confort, climatizare e trecută tot așa pe confort. Nu simți mare diferență, dar o simți la pedală când accelerezi. Puh! Deja este o diferență. Uiți din nou că mașina este destul de puternică. O fie greuță, dar este destul de puternică. Și îmi place cum intră în viraje, că se simte ca o mașină cu tracțiune spate. Chiar este o mașină cu tracțiune, pentru că se simte ca una. Și destul de agilă în oraș. Am zis că vizibilitatea în față e bună. Oglinzile puteau fi puțin mai mari. În schimb, în spate se vede luneta mică și stâlpice care sunt destul de groși. Dar ai camere dacă vrei să parchi pentru manevrele de parcare. La mers ai un unghi mort destul de mare dacă vrei să te uiți așa. Dar te obișnuiești.
în timp. Uite cum accelerează, deci nu, e fantastic cum poate să meargă mașina asta și nici măcar n-am trecut-o în modul sport. E silențioasă, absorbe bine denivelările. Și chiar dacă are jante de 19 inci și se simte puțin rigidă ca mașină în sine, nu ai șocuri din acelea mari atunci când treci peste mici denivelări sau guri de canalizare. E destul de închegată mașina, fix așa se simte, închegată, nu deșirată. Spre exemplu, Nissan cu Leaf au preferat să țină suspensia un puțin mai moale și mașina să se bălângăne. Tot confortabilă e și este, are și scaune confortabile, dar au preferat să aibă și suspensia confortabilă, să realizeze confortul în alt mod. Și acum hai să trecem pe modul sport. Ai și mod individual. Wow. Ai și mod individual prin care poți să selectezi tu cum vrei. Eu aș merge tot timpul pe eco. Ăla e modul meu preferat și atunci când m-aș grăbi, aș merge pe sport. Direcția se întărește. Se întărește artificial, dar nu se întărește la fel de mult cum se întărește la alte modele nemțești care au această direcție electrică variabilă. Și este printre puținele modele cu direcție electrică în care parcă mai simți ceva în volan. Mazda MX-30 era așa. Vărul Passat în față. Mazda MX-30 era așa. Și ID3 are imprimat foarte, foarte puțin, dar este acolo niște feedback. Și când ai dat pedală, s-a dus. Deci mașina asta nu este deloc una lentă. 100 o face în 7,3 secunde. Golf 5 GTI făcea 100 în 7,3 secunde. Viteza maximă 160 de km la oră. Peste alte modele compacte din clasă. Cred că doar Leaf-ul de 62 de kW oră se apropie cu 157. Dar modul în care se prinde viteză mașina asta este, nu pot să spun că ireal. Nu este cea mai rapidă mașină electrică pe care am condus-o, EQC-ul a fost cu 408 cai. Dar modul în care îți livrează puterea mașina o face chiar destul de plăcută la condus. Evident, dacă te joci cu pedala de accelerație, îți crește consumul. Dar sunt curios cât avem noi acum. Apropo, de fiecare dată când depășești viteza legală, îți spune, viteza a fost depășită aici. Și uite, în timpul mersului, s-o trece în punctul mort, în neutral, și mașina face un fel de coasting al său. Și dacă mergem, nu recomand să o țineți pe neutru, dar dacă intri la autovehicul și te duci la date aici, observ că mașina mănâncă curent în modul coasting, nu regenerează în modul neutru. În schimb, regenerează pe drive, dar și pe braking. Și are o regenerare destul de puternică, destul de consistentă. Regenerează până la 99 de kW oră, am văzut eu, la 100 de kilometri. Ceea ce dacă mergi, dacă te întorci de la munte și o ții pe braking și regenerează, poți să încarci bateria destul de mult. Dar și mănâncă atunci când. Dacă vrei să ai autonomie de 300 de km în orice condiții, trebuie să nu depășești consumul de 19,3 kW la 100 de km, pentru că atunci scazi sub 300. Noi am avut consumul acesta pentru că vă arăt eu cât de bine trage mașina. Dacă o mergi pe eco și mergi economic, poți să ajungi la acel consum de 13,8 kW pe 100 de km ca să ai autonomia de 420 de km. Și aș vrea să iau într-o zi un ID3 să încerc să depășesc autonomia asta. Cred că se poate. Nu e așa de greu. Mai ales dacă mergi pe eco. Susținerea laterală a scaunelor este bună. Nu am de ce să mă plâng. Poziția la volan e înaltă. Ai vizibilitate bună în prima parte a mașinii. Și da, e manevrabilă și e destul de confortabilă. Le-a ieșit. Din câte am înțeles, primele modele ar mai avea niște erori de software, în sensul că mai ai un bug pe aici, mai ai un bug pe acolo, dar
la ce mașină nouă nu ai. Mai ales una atât de complicată și plină de tehnologie precum aceasta. Ia, pizam de aici. Nici nu vreau să depășesc limita legală, dar e foarte ușor să o faci cu mașina asta. Chiar e o mașină destul de rapidă și aș miza pe faptul că nu ai nevoie de 204 cai putere la o mașină de dimensiunea Golfului și că versiunea de bază ce va apărea mai târziu cu 145 de cai putere și baterie de 45 de kWh e mai mult decât suficient. Gata. Acesta a fost Volkswagen ID3 la Craiova. Îmi pare rău că plouă, dar n-am avut încotro. Sper că v-a plăcut episodul. Noi ne auzim în comentarii. Mulțumim Serpico încă o dată. Like, share, subscribe. Până data viitoare, eu sunt Luci, v-am pupat.